La vârsta de doar 18 ani mi-am început prima mea afacere reală. În primul meu an de antreprenoriat am generat primii mei 100.000 de, de euro. Încă un an mai târziu, la vârsta de doar 20 de ani, am devenit liber financiar și am făcut toate lucrurile pe care le visam când eram mic. Am construit încă o afacere online profitabilă, am călătorit peste tot, am putut să-mi cumpăr lucrurile și să-mi fac poftele pe care voiam să le fac de mult pentru că nu provin dintr-o familie cu bani. Mi-am cumpărat o mașină de lux, am făcut o grămadă de lucruri și pur și simplu am experimentat pentru prima dată ce înseamnă să ai bani. Să ai bani să investești, să ai bani să-ți faci poftele, să ai bani să îți crești businessurile și de atunci asta fac în fiecare zi. Au trecut 2 ani de când am devenit liber financiar și pot spune că să încep o afacere online a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o. Dar știu că eu personal, înainte să ajung să iau această decizie, am încercat de mai multe ori să încep o afacere online, dar am eșuat de fiecare dată. Am încercat o grămadă de metode, am eșuat cu majoritatea dintre ele. Prima mea metodă de făcut bani era să livrez budinși de ovăz pe un longboard. Cei care mă urmăriți pe canal știți povestea. Deci au început de la zero. Nu am avut părinți antreprenori, nu au de la cine să învăț, gândirea antreprenorială, mindset o antreprenorial, pur și simplu a trebuit să învăț toate aceste lucruri pas cu pas. Iar când au început toate aceste lucruri la 16 ani, adică acum 6 ani, nu era foarte mult content în România despre cum să faci asta, despre cum să iei deciziile potrivite, despre ce ar trebui să concentrezi, ce ar trebui să începi, cu ce ar trebui să începi, etc. Așa că, acest deoclip, este singurul videoclip de care ai nevoie, în cazul în care vrei să faci foarte mulți bani online, în cazul în care te-ai sătura să ieșuezi, în cazul în care pur și simplu nu-ți dai seama ce trebuie să faci, nu ai claritatea necesară. Va fi un videoclip în care îți voi explica pas cu pas ce trebuie să faci. Foarte simplu, foarte ușor digerat, fără să spun baza conii și fără nimic de umplutură. Vreau să fie cât se poate de real. Așa că pot spune că, cum am menționat înainte, cea mai bună decizie pe care am luat a fost să mă dedic unei afaceri online și să fac chestia asta pentru o perioadă foarte lungă sau cel țin destul de lungă încât să am rezultate și să pot crește de acolo și asta mi-a oferit libertatea. Nu știu de voi, dar știu că se spune că banii nu aduc fericirea, dar banii aduc libertate. Iar libertatea te face al naibii de fericit, pentru că poți face ce vrei, poți face cadouri, cadouri părinților tăi, prietenilor tăi, poți face o grămadă de lucruri pe care sunt sigur că vrei să le faci. Sau în cazul în care spui că nu vrei să le faci, probabil te minți, pentru că nu ai încă resursele. Ideea următoare pe lângă tot, tot, tot ce ți se spune în online să faci, sunt trei lucruri principale pe care trebuie să le iei în considerare atunci când vrei să începi o afacere, atunci când vrei să schimbi viața. Și are legătură cu resursele tale. Atunci când vrei să faci ceva, spui pe foaie, bă, asta am, asta nu am. Ceea ce înseamnă că atunci când vrei să alegi ceva ce să începi, trebuie să iei în considerare trei, trei resurse, da? Trei resurse în principal. Aici avem, sigur, resursa principală și anume timpul. Timpul tău e cea mai importantă resursă Acum, mai ales dacă începi de la zero ca mine, mai ales dacă nu ai neapărat foarte multe resurse financiare, vorbind de a doua resursă, aici, pe lângă timp, ai nevoie de energie. Sunt foarte mulți oameni care, într-adevăr, poate au timp, poate chiar au timp după job, însă nu ai energie, nu-și o cultivă, nu mănâncă sănătos, nu fac sport, overall, se simt în fiecare zi obosiți, se simt în fiecare zi distrași, se simt în fiecare zi efectiv că nu pot face nimic decât doar ceea ce li se spune sau doar ceea ce. S-au obișnuit să facă. Și, desigur, cea de-a treia resursă, și foarte importantă atunci când vorbim de businessuri, sunt banii. E foarte speed să te gândești că vei avea succes într-un business care necesită foarte, foarte mulți bani pentru a-l începe, care necesită investiții mari, care te pune la un risc enorm de mult. Ceea ce înseamnă că decizia ta ar trebui să fie bazată astfel încât ce începi să pune într-o lumină bună. Să nu te um, de dezavantajeze, să nu. Pur și simplu să nu-ți produc mai multe dificultăți decât care sunt deja. Pentru că să începi o afacere nu e cel mai simplu lucru. So, atunci când vine vorba de timp și energie, acestea sunt cele mai importante lucruri pe care ar trebui să uh, le stăpânești. Pentru că ele vor reprezenta investiția ta principală în afacere. Banii, și o spun cu cea mai mare, cea mai mare empatie pentru cineva care l-a început de drum, pur și simplu, ar trebui să alegi ceva care să nu-ți pună resursele financiare la un risc. Pentru că vei acționa din frică, vei acționa foarte, foarte greu și vei face un vor-thinking pe fiecare decizie. Anyways, majoritatea de oamenilor știu foarte bine, mi-postați, știu foarte bine situația, știu câți bani au în cont, știu câte ore sunt dispuși să. Dedice în, în ceva, știu câte ore au libere, știu care e energia lor. Deci, chestiile astea sunt informații pe care le ai, sunt inputuri pe care le ai. Apoi, desigur, având de în vedere că ești în mediu sau online și probabil ai încercat deja să cauți metode prin care să faci bani online, cele mai populare sunt următoarele. Of course, dropshipping-ul sau comerțul online, cripto și tot ceea ce înseamnă de, de trading pe cripto, uh, Instagram, team pages, deci social media, influencerală. Avem trading, o metodă de făcut bani online destul de cunoscută, uh, affiliate marketing, o altă metodă cunoscută, social media sau so o agenție de digital marketing și, of course, tot ceea ce înseamnă de software, chat e un lucru care e în trend. Am încercat aici să-l spun pe cele care sunt cele mai relevante, cele mai în trend acum, cele pe care le auzi constant. Ideea că din toate aceste metode de făcut bani online, toate funcționează. Nu e niciun dubiu că una dintre ele nu funcționează sau una dintre ele funcționează mai bine decât alta. Nu are nicio relevanță, nu sunt întrebările potrivite, nu trebuie să le compari între ele, nu e neapărat cea mai bună metodă. Ce ar trebui să faci totuși este să știi foarte bine care sunt resursele tale și să meciuiești resursele pe care le ai cu modelul de afacere care ar fi cel mai potrivit pentru tine. Totuși, indiferent de modelul de afacere, indiferent de... Uh, ce alegi, metoda prin care alegi faci bani. Pentru că, de exemplu, la dropshipping, dropshipping-ul, Shopify-ul, să zicem în o de față, nu mai ai nevoie de atât de mulți bani ca să încep. Nu ai nevoie neapărat de stocuri, nu ai nevoie de toate lucrurile astea, le înțeleg pe toate, am încercat, am eșuat, însă din alte motive. Bitcoin, dacă luăm investițiile în cripto, care sunt speculative, sunt periculoase, sunt cu risc mare, pot fi și cu risc mai mic, desigur, dar ai nevoie de capital pentru a crea un gain substanțial. În condiția în care poate nu vrei să începi afaceri și totuși vrei un venit pe lângă, da, probabil Cripto funcționează pentru tine. Social media și tot ceea ce înseamnă de Instagram sau TikTok sau Team Pages, partea asta de, de, de creators, UCG. Trebuie să înveți să vorbești în fața camerei, trebuie să editezi videoclipuri, trebuie să înțelegi cum să atragi atenția oamenilor. Sunt skill-uri, apoi trading. De asemenea, aici sunt, sunt skill-uri. Nu prea de tine, depinde de tine. Eu personal, când vine vorba, să dau un sfat în unui începător, îi spun să aleagă un model de afacere care e sus la în controlul lui. Când vine vorba de training sau de cripto, piața se duce în direcția în care vrea să se ducă și de cele mai multe ori e controlată de niște băieți mult mai mari, cu mult mai mult capital decât tine. Ceea ce poți face e să profiți, să înțelegi, desigur, mișcările pieței și să profiți din chestia asta, care necesită, skill, dar nu este să te lasă în controlul tău. Eu personal nu prea recomand metodele astea pentru începător, pentru că vrei să înveți ceva mult mai important decât cum să duci o piață, etc. O să explic în continuare. Apoi avem affiliate marketing, la fel trebuie să înveți cum, cum să alegi produse pe care, pentru care faci affiliate, faptul că ai comisioane, etc. Apoi a, agenției de digital marketing, după cum știți, modelul pe care eu l-am ales, modelul prin care eu mi-am făcut banii, modelul pe care eu îl recomand și o să explic și de ce. Apoi avem software și AI, foarte fain, lucrurile evoluează minunat în inteligența artificială, software-ul e un model de business foarte validat dacă rezolvă o problemă reală, însă ce vreau să menționez aici mai important decât toate aceste metode de afaceri, nu e neapărat caracteristicile metod metodelor de făcut bani sau modelelor de făcut bani. Nu e asta neapărat cel mai important lucru. Cel mai important lucru este să înțelegi de fapt că pentru a face afacerea acestea să funcționeze sau aceste metode de făcut bani online să funcționeze, ai nevoie de abilități. Ai nevoie să treci printr-o perioadă de învățare astfel încât să faci aceste afaceri să funcționeze. Pentru că tu faci afacerea, nu afacerea te face pe tine. Deci, în primul rând, avem abilități. În primul rând, avem, de fapt, disciplina. E nevoie de disciplina ta, ai nevoie de focusul tău, astfel încât să subliniezi ce abilități trebuie să înveți pentru fiecare business, pe care ar trebui să le iei primul, care îți aduce bani cel mai rapid posibil, cash flow, astfel încât lucrurile să funcționeze, astfel încât să pui rotițele în mișcare. După ce -ți dezvolți această abilita abilitate de disciplină pentru a te focusa și a nu fi constant distras de orice alt factor care te distrage și te pui pe învăța, basically, sunt abilitățile, bloxurile, practic, deci setul de abilități pe care trebuie să le înveți. Ideea următoare, pentru fiecare model de afaceri sau orice model de afaceri care necesită clienți, vinde un produs sau un serviciu către unei persoane, oamenilor, rezolvă o problemă sau satisface o nevoie, va fi nevoie de următorul set de abilități. Marketing, abilitatea de a-ți promova produsul, abilitatea de a face publicitate, abilitatea de a vinde, abilitatea de a-ți vinde produsul, abilitatea de a scrie despre el, deci copywriting, abilitatea de a face un produs bun sau un serviciu bun de calitate, de a livra un serviciu. Și desigur, abilitatea de a manageria, tot ceea ce înseamnă business, abilitatea de a angaja oameni, de a atrage talent, abilitatea de a fi un lider bun, etc. Eu un set de, sunt un, mai multe abilități care formează un set, care creează un antreprenor complet sau cel puțin creează antreprenorul care poate general începe niște rezultate, astfel încât după să investească mai mult în educația lui, să -și angaze, angajeze oameni, etc. Deci trebuie să luăm asta în considerare. Apoi, după ce faci lucrurile astea, ai nevoie să le conectezi. Aceste skill trebuie conectate. Eu am început în prima mea fază de făcut bani online să creez logo-uri, să fac graphic design aveam un skill, devenisem destul de bun la chestia asta, însă skill-ul meu nu era conectat cu abilitatea de a vinde sau abilitatea de a mă promova. Ceea ce înseamnă că, în ciuda faptului că știam să fac designuri bune, nu le postam, nu știam cum să mă prezint, nu știam cum să mă vând, nu știam cum să obțin contracte bine care să mă plătească bine, nu știam toate aceste lucruri. Ulterior mi-am dat seama cât de important e să învăț să mă vând, cât de important e să învăț să comunic, cât de important e să învăț să mă promovez. Iar odată ce am Conectat aceste set, seturi de abilități și le-am înțeles importanța și am conectat acest set de abilități, lucrurile au început să meargă mult mai bine. Am început să am clienți, am început să am atenția asupra la ceea ce ofer, am început să-mi cresc prețurile, am început să obțin mai mulți clienți, am început să obțin clienți mai de calitate, am început să am un business mult mai predictibil și mult mai sustenabil. Așa că, indiferent de businessul pe care îl alegi, sunt un set de abilități pe care trebuie, este un set de abilități pe care trebuie să-l înveți. Fără setul ăsta de abilități, metodele de făcut bani online nu funcționează. Problema cea mai mare, și asta e de fapt paradigma pe care vreau să-ți schimb și ceea ce unde, sau mai bine spus, unde majoritatea începătorilor eșuează, faptul că în primul rând, nu și creează o analiză foarte bună asupra resurselor pe care le dețin. Dar, ca să revenim, revenim la ceea ce am spus înainte și nu o să presupun că oamenii care sunt de aici au sute de mii de euro să investească. Cel mai important resurse în această ecuație, desigur, este timpul și energia ta. Majoritatea începătorilor, și pot spune că cred că peste 95% dintre ei, au un coșuleț de energie sau un pahar de energie. Marea greșeală pe care o fac ei este să ia din paharul ăsta și să pună cantități mici de apă sau de energie și timp în mai multe pahare. Nu doar atât, greșeala uriașă și faptul că își creează așteptarea că dacă pun câte un pic, câte un pic, câte un pic în fiecare pahar, așteaptă ca paharul ăla să umple. Sau așteaptă ca paharul ăla să hidrateze o plantă în condiția în care planta poate are nevoie de întreg paharul de apă. Și asta e de departe cea mai mare greșeală pe care o văd, greșeală pe care am făcut-o și eu. Când am început să fac business online și mi-am mi dorit să fac afaceri online, să fac bani online, pur și simplu mă săream dintr-un model de afaceri în altul. Focusul meu era incredibil de dilatat, era incredibil de împărțit și când lucrurile astea se întâmplă, basically, el își pierde valoarea. Și nu doar atât. Te aștept să ai rezultate cu ceva în, în ideea în care tu nu te dedici 100% la lucrul dar există oameni. Există deja competiție în piața respectivă, există deja competitori care își dedică 100% atenția, își dedică 100% energia și tu te aștepți să câștigi în fața acestor oameni, ceea ce nu, nu face deloc sens. Ce trebuie să faci în schimb este să-ți concentrezi, sigur, tot focusul către un singur punct focal. Când inputurile tale au putere și prin putere, adică acțiunile tale și se concentrează către un singur punct, ele încep să prindă valoare. Acțiunile tale încep să prindă mai multă valoare. Atunci când toate aceste lucruri fac sens și sunt împreună și de asemenea tu înțelegi care e problema pe care îl rezolvi, înțelegi ce ar trebui să faci, înțelegi cui ar trebui să-i vinzi, înțelegi toate lucrurile astea care fac sens și le-a făcut, deja, le făcut deja o grămadă de oameni înainte, atunci încep să vezi rezultate. Nu o să ai rezultate dacă te concentrezi o lună, două pe ceva și te mai concentrezi încă pe 100 de lucruri și te aștepți să ai rezultate bune. Pur și simplu nu face sens. Ce ar trebui, pe ce ar trebui, de fapt, să te concentrezi, și am spus-o de un milion de ori și o spun în continuare, sunt fundamentele. Fără fundamentele, fără fără, fără schilurile reale, fără lucrurile care chiar pun rotițele în mișcare, adică cunoștințele, tu nu vei putea să dai rezultate. Nu vei ști cum să dai rezultate. Iar cu cât amân mai mult, learning curve-ul ăsta, să înveți abilitățile de care ai nevoie pentru a avea succes, cu atât te va costa mai mult, cu atât alții o vor face în locul tău și vor profita de oportunitățile online. Deci ca să recapitulez, nu afacerea te face pe tine, tu faci afacerea. Dacă vrei să creezi o afacere de succes, tu trebuie să devii o persoană care are abilitățile necesare să creezi o afacere de succes. Iar pentru asta ai nevoie să te pui pentru o perioadă, să înveți niște lucruri, să le aplici, să vezi unde greșești, să vezi ce ar trebui să înveți mai bine, trial and error și să te concentrezi pe un singur lucru pentru o perioadă destul de lungă încât să devină nerezonabil ca tu să nu ai succes. Asta, așa apare succesul peste noapte. So, da, pentru cei care sunteți la început, vreau să băgați asta la cap. Știu că sunt lucruri simple și sunt principii care au fost explicate de foarte multe ori. Nu sunt aici să bag motivaționale sau chestii geno. Pur și simplu, obiectivul meu aici este să vă învăț Fundamentele la fel cum eu mi-am dorit să mă învețe cineva fundamentele când era la început. Fundamentele care ulterior mi-au oferit viața pe care am visat-o și mi-au oferit libertatea pe care o am acum la o vârstă foarte fragedă. Pentru că cu cât ești mai tânăr și cu cât ai mai mulți bani, mai mulți bani ca tânăr, cu atât viața e mai nice. Ești fiind tot mai exciting. Asta îmi doresc pentru tine, dacă vrei să lucrăm împreună, dacă vrei să ajutăm să obții rezultate, pentru că am ajutat deja peste mii de persoane să facă chestia asta în mediul online, știm exact greșelile pe care le fac începătorii, știm exact toate lucrurile astea, am creat un sistem, intră pe primul link de descriere, programează un apel de consultanță, 100% gratuit cu echipa mea și hai să arătăm exact framework-ul și planul prin care te putem ajuta. Eu am fost Rares Gaitan, nu uita să apeși butonul de like și subscribe și ne vedem în videoclipul următor. Sia.